Ăsta e semnul că vin clienții, atrași de bucatele cu gust divin ale lui Ghezo, pentru că le gătește după rețete numai de el știute. La prima vedere spui că sunt mâncăruri obișnuite, fie că sunt aperitive, fie că face bograciu, adică un fel de gulaș de prin partea locului, fie că frige un vițel la proțap sau că trântește o friptură de ied la cuptor. Numai că atunci când guști, îți dai seama că nu oriunde mănânci așa ceva. Ori fi condimentele, le întrebăm, sau cât lasă bucatele să forfotească pe plită, îl întrebăm, dar nu ne spune nici în ruptul capului. Până acum nimeni nu a reușit să fure vreo rețetă de-a lui Ghezo, nici măcar pe cele mai simple. Fără griji și fără pâine. La noi icrele se fac numai cu ulei bun, cu ceapă și lămâie. Și au un gust perfect. Mai pune el Ghezo ceva, dar nu vrea să spună. Aici e deviza casei în limba germană, care înseamnă liniște, politețe, umor și siguranță de sine. De 20 de ani, oameni numai unul și unul i-au trecut pragul, vlăstare de viță nobilă sau politicieni, cu toții au rămas uimiți de ce iese din mâinile lui Ghezo. Acolo puteți vedea o fotografie cu țarul Simeon și prințul Duda și fiul meu, trimis însă de țarul Simeon cu mulțumiri. Printre oaspeții noștri a fost domnul Băsescu, domnul Crin Antonescu, domnul Gabriel Ilicianu, Horia Patapievici, țarul, Casa Regală de mai multe ori. Cum nu reușim să aflăm nimic de ale bucătăriei, ne lăsăm pe gubași. Nea Ghezog are însă și altele cu care se mândrește. Vinurile, cu savoare proaspătă și fină sau ceva mai grele, numai bune la o friptură. Licorile stau pitite de ani buni în întunericul și răcoarea pivnițelor. Uitați, un Merlot 86. Camera de pivniță de 300 de ani. Majoritatea butoaielor sunt pline. Vinurile i-au dus faima prin toate colțurile lumii. Vin și tot revin la Nea Ghezo turiști din Japonia, Canada, Australia sau Germania. E o plăcere pentru ei să nopteze aici în camerele vechi și răcoroase. Această clădire a fost ridicată în jurul anilor 1700. Așa numitele sobe tun se numesc. Astea erau zidite cu gura în afară și servitorii făceau focul și domnii se încălzeau înăuntru. Nagyon szeretjük a borokat, és hallottunk a ménesi borvidékről. Barátnőnk leszervezte nekünk ezt a bortúrát, illetve gasztronómiai túrát. Ez a túra kiválasztásánál nem volt szempont. Biztos, hogy pozitív lesz az egész nap, és akkor el fogjuk mondani otthon. O noapte în mijlocul podgorilor de la Miniș costă 160 de lei de persoană. Bucatele și vinurile nu au însă prețuri pentru oricine.